Bună seara, sunt Angela Gonța și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ca șocant, în nordul țării, un carabinier a fost reținut pentru că ar fi împușcat mortal un tânăr aflat cu uratul. După ce Statele Unite au decis să nu mai ofere viză lui Vladimir Plahotniuc, autoritățile noastre așteaptă mai mult ca niciodată răspunsul celor de la Interpol. Organizația internațională încă mai procesează datele. Iar fostul său coleg de partid, Constantin Țuțu, căutat pentru spălare de bani, se află oficial în România, țară care nu își extradează cetățenii. El a venit pe jos la un punct vamal. Doliu în lumea muzicii de la noi, artistul poporului Ștefan Petrachi s-a stins din viață la 70 de ani. Sfârșit tragic pentru un tânăr din nordul Republicii Moldova. Acesta a fost împușcat chiar în timp ce umbla cu uratul în ajunul Sfântului Vasile. Cel care a tras în victimă este un angajat al Inspectoratului General de Carabinieri. Acesta susține că, de fapt, ar fi intenționat să tragă un foc de atenționare. Oamenii legii investigează toate circumstanțele cazului. Imagini de la reținerea acestuia au apărut pe rețelele de socializare. Domn polițist, luați pistoletul! Luați arma de foc! Arma de post. E arma de post. Arma. Filmează aici. Andreanu, ce se face? Arma uni. Ce se face? Arma uni. Arma soiemu. Tragedia a avut loc ieri noaptea în localitatea Elizaveta din municipiul Bălți. Victima, în vârstă de 23 de ani, umbla cu uratul cu amicii săi, când de aceștia s-au apropiat doi bărbați care i-ar fi agresat. Scade fața noastră. Deci au ieșit dintre mașină, în partea și am împușcat și am intrat. A fost agresat? Ce s-a întâmplat? Ce l-a supărat pe bărbat? Nu, l-a început pe dânsul a bat și noi când am auzit, noi am fugit în coașă spre dânsul. Deci el a lovit în mai multe persoane? Da, mine. Ei am doi pe mine m-au bătut. Doi erau ei. M-au bătut pe mine. Și ce a spus? Care-i motivul? El l-am bătut pe șorul lui, pe final. Ei nici nu m-am atins dânsul. Au urmat două focuri de armă, spun martorii. De frică, vecinii nici nu au ieșit afară. Am auzit, uite, stăți singuric și m-am temut să ies afară, dar fierea asta m-am uitat. Cel care ar fi tras a dovedit a fi un consătean, angajat al Inspectoratului General de Carabinieri, iar arma era personală și o deținea legal. Acesta a declarat oamenilor legii că intenționa să tragă un foc de atenționare, timp în care cineva l-a bruscat, iar glontele a ajuns în victimă. Între timp, rudele decedatului susțin că pistolarul era în stare de ebrietate. Noi am văzut cu ochii noștri că noi am mers pe acolo și el era bat, el se învârtea cu mașina și așa. Cine? Carabinierul care a împușcat, da, era bat? Da, el era bat și el se învârtea când la periez șoseaua și când înapoi, când la periez, când înapoi. Și noi eram mai mulți, noi eram cuietul, eram vreo șase. Și eu m-am oprit și m-am uitat de urmă și zic, omul ăsta să fac o poză. Și mă ajungem aici la cruce drumul, că acolo era și băiatul Neu. Băiatul meu sună, mamă, veniți înapoi, că senel bai de acolo, el a împușcat. Carabinierul a fost reținut pentru 72 de ore, însă procurorii spun că vor cere arest pentru 30 de zile. Dacă îi se va demonstra vinovăția, acesta riscă până la 20 de ani de pușcărie. După anunțul făcut de Statele Unite în privința lui Vladimir Plahotniuc, autoritățile de la Chișinău își pun speranța acum în Interpol. Totuși, organizația nu se grăbește să răspundă la cererea expediată încă în octombrie, prin care Ministerul de Interne solicita anunțarea fostului lider PD în căutare internațională. Motivul invocat de Interpol este că încă mai procesează datele, a declarat pentru TV8 ministrul Pavel Voicu. Eu vă salut intențiile Statelor Unite ca a colabora cu instituțiile statului, că trebuie să avem o colaborare mai intensă și cu Interpol. Expedierea, pur și simplu, o cere acolo nu înseamnă că cererea asta va fi admisă. Ministrul Justiției a refuzat să ofere comentarii și a plecat în grabă imediat ce ședința Consiliului Superior al Magistraturii s-a încheiat. Și președintele, care a salutat decizia Statelor Unite, este în așteptarea răspunsului de la Interpol. Organizația internațională încă nu a procesat toate datele, a spus pentru TV8 ministrul de interne. Noi insistăm ca persoanele care au fost implicate în diferite fără de legi
în Republica Moldova parcursul ultimilor ani, să fie dați în căutare internațională de către Interpol. Între timp, avocatul contractat de Vladimir Plahotniuc să-l apere în dosarul privind spălarea banilor a precizat că nu a discutat deocamdată cu clientul său și nu cunoaște ce are de gând să facă în continuare. Iar deputații blocului acum consideră că mesajul oficialilor americani este adresat și lui Igor Dodon. Credeți că mesajul i-a fost transmis lui Igor Dodon? Eu intuiesc că da. Și tuturor politicienilor din Republica Moldova, ca să aibă respect pentru democrație. Eu cred că trebuie să gândească foarte bine, văzând soarta lui Vladimir Plahotniuc. Și liderii celor două partide din blocul acum au salutat decizia luată de oficialii americani de a nu-i permite lui Vladimir Plahotniuc și familiei sale să obțină vize pentru Statele Unite. În schimb, democrații au luat apă în gură și au evitat să ne răspundă la telefon toată ziua. Vladimir Plahotniuc, dispărut din țară în iunie, ar fi fost văzut în cel puțin trei țări, România, Marea Britanie și Statele Unite. Primele două, la solicitarea autorităților de la Chișinău, l-au căutat și nu l-au găsit. Între timp, mai multe voci, inclusiv de deputați, au scris că acesta s-ar afla la Miami. Și câteva fotografii apărute în spațiul public l-au arătat pe Plahotniuc alături de o tânără. Jurnaliștii de la portalul Anticorupție au intrat în posesia cererii de viză depuse de fostul lider PD și familia sa, iar ca reședință este un apartament dintr-o clădire de lux din Miami. Costul unui apartament este de aproape 3 milioane de dolari, iar chiria lunară în jur de 15.000. Deocamdată nu este clar în baza cărui document se află Plahotniuc în Statele Unite, întrucât viza sa ar fi expirat în decembrie, iar după anunțul Departamentului de Stat american, el nu mai poate beneficia de alte vize pentru că ar fi implicat în acte de corupție. Vladimir Plahotniuc ar urma să fugă din Statele Unite și să ajungă în România, țară care nu își extrădează cetățenii. Un astfel de desnodământ a creionat liderul partidului nostru. Aflat într-o țară exotică, Renato Usatăi a făcut declarațiile la umbra palmierilor. Plahotniuc, ca i-ai говорил раньше, сейчас вернется в Румынию, значит, потому что он является гражданином Румынии, значит, и это сегодня единственная площадка, где он может перекантоваться. Totuși, dacă va ajunge în Republica Moldova, el ar putea să facă denunțuri pe numele mai multor politicieni. Может начать топить даже тех, которые были вместе с ним у власти, включая Игоря Додона. De partea cealaltă, șeful statului a refuzat să comenteze spusele celor care, în opinia lui, ar pretinde că sunt politicieni. În videoul făcut pe fundalul unor palmieri, Usatăi a mai povestit despre businessul ascuns al lui Vladimir Plahotniuc. Acesta afirmă că fostul lider democrat ar fi spălat bani prin companii specializate în producerea armelor nucleare. Iată de ce vrea să se vadă cât mai curând cu procurorul general pentru a-i prezenta probe, fapt ce i-ar aduce faimă mondială. Я также готов предоставить, и я уверен, что Александр Стоянова может стать известным не на всю Молдову, а известным на весь земной шар. Procurorul general nu a reacționat la aceste declarații. De altfel, nici Vladimir Plahotniuc, care ultima dată a comentat în luna noiembrie, la câteva zile după căderea guvernului Sandu. Procurorul general a calificat drept prostii acuzațiile că ar fi implicat în dosarul lui Viorel Morari. Acesta a mai precizat că verificările de la Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Cauze Excepționale s-au încheiat, iar situația nu ar fi prea plăcută. Totuși, el nu a deschis parantezele, menționând doar că ar putea urma demisii după toate aceste controle. Dar eu nu vreau comentez prostiile care face oameni care au fost reținuți sau arestați. Reacția vine după ce ieri Viorel Morar l-a acuzat că ar sta în spatele dosarului său împreună cu președintele Igor Dodon și șeful statului neagă că ar avea vreo legătură cu acest caz. Eu înțeleg că la moment are loc unele investigații. O să-i las ca ei să se ocupe de acest lucru. Președinția, instituția prezidențială, eu personal nu m-am implicat, nu mă implic și nu mă voi implica. Între timp, Alexandru Stoianoglu a declarat că toată informația acumulată în urma celor două controle va fi făcută publică săptămâna viitoare, iar încălcările depistate ar putea provoca demisii. Vor urma demisii? Cred că da.
Cred că da, cu regret, situația pentru procuratură și pentru țara nu prea plăcut. Procurorul general a dispus la începutul lunii decembrie efectuarea unor controle la PC Cox și la Procuratura Anticorupție. Grupurile de procurori au verificat activitatea celor două instituții începând cu anul 2016 și până în prezent. Odată cu începerea controalelor, șefii celor două procuraturi specializate au fost suspendați din funcție, iar la sfârșitul săptămânii trecute, Viorel Morar a fost reținut. Informații confirmate oficial, fostul deputat democrat Constantin Țuțu se află în România. Asta reiese dintr-un răspuns al Interpol București oferit Centrului Național Anticorupție, potrivit căruia fostul deputat a intrat în țara vecină pe 29 august, iar de atunci nu ar mai fi părăsit România. În scrisoare se mai spune că vor fi efectuate percheziții la domiciliul lui Țuțu, dar se menționează că cetățenii români nu pot fi extrădați. Astfel, în atare cazuri, precizează sursa, autoritățile moldovenești au posibilitatea să solicite autorităților române recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor penale sau transferul de proceduri penale. Constantin Țuțu, care are și cetățenie română, se află în căutare internațională, fiind cercetat penal în alte două cauze, una pentru îmbogățire ilicită și alta pentru trafic de influență. El nu a comentat până acum dosarele intentate. Un garaj gestionat de o întreprindere municipală a explodat noaptea trecută în capitală. Cel mai probabil, deflagrația s-a produs de la o acumulare de gaze. Un microbuz aflat înăuntru a ars pe jumătate și câteva apartamente au fost afectate de suflul exploziei. În mod special, geamurile au fost făcute țândări. Uite o mașină! Ой, блин, а что-то тут не газ случайно? Din garajul care a ars noaptea trecută au rămas doar rămășițe. Astăzi, la fața locului, au venit mai mulți muncitori care dezmembrează carcasa de metal pentru a fi evacuată. Pompierii au fost solicitați în jurul orei 2 noaptea pe strada Paris. Flăcările au mistuit nu doar garajul, dar și un microbuz aflat în interior. După ce au stins focul, ofițerii au evacuat 7 butelii de oxigen. Explozia s-a produs cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Suflul deflagrației a fost atât de puternic încât 5 apartamente din preajmă au rămas fără geamuri. Mare i-a fost norocul acestui bărbat, care spune că noaptea trecută nu era acasă. Numai ce am venit și a rămas fără sticlă. Întotdeauna iernii fără sticlă a rămas. Cei care locuiesc acolo cred că incendiul putea fi declanșat de oamenii străzii, care ar fi dat foc la carton. Responsabilii de la întreprinderea pentru gestionarea fondului locativ care administrează garajul au efectuat măsurări și urmează să schimbe geamurile distruse. Dacă aveți un patruped și nu știți unde și cu cine să lăsați când plecați în vacanță, e simplu, îl duceți la hotel. Каждый собаке индивидуальный подход. Чтобы ее не стрессировать. Unde se află și cum arată răsfățul clienților speciali, vă spune imediat. Rămâneți cu TV8. În fața președintului turc a acceptat mulțumirile acestuia pentru extrădarea cetățenilor turci la Chișinău. Deja în fața jurnaliștilor a dat vina pe fosta guvernare. Igor Dodon a declarat că profesorii au fost trimiși în Turcia de conducerea de atunci și că în instanță sunt dosare pentru că procesul de extrădare nu ar fi fost legal. Oficialul continuă să-și nege implicarea, dar nu spune dacă are de gând să-i ajute cumva. To fighting against our FETÖ and our struggle against FETÖ supported us tremendously and we would like to thank them for their great support and the FETÖ. La 3 săptămâni după aceste mulțumiri, președintele dă vina pe fosta guvernare pentru că a decis expulzarea cetățenilor turci. Cunoașteți poziția? L-am auzit și eu pe domnul Erdogan. El a mulțumit guvernării de la Chișinău. Guvernarea de la Chișinău este cea care a asigurat acest proces în toamna anului trecut și noi știm cine. Și noi știm că sunt anumite cauze în judecată care se ocupă de acest proces, care au considerat că nu a fost tocmai calea legală. Tot la acea întrevedere, Erdogan a declarat că se așteaptă ca liceele Orizon să fie transferate fundației educaționale din Turcia Marif. Însă Igor Dodon nu vede posibil acest lucru. Liceele Orizon sunt licee private. Nu are statul, guvernul, nicio implicație în ceea ce ține de vânzarea, cumpărarea, transmiterea. Mai mult ca atât, din cât cunosc eu, aceste instituții de învățământ din Republica Moldova
au fost vândute de către foștii proprietari la o companie din România. Profesorii turci care activau în cadrul liceilor Orizont au fost extradați în toamna anului trecut. Aceștia au fost ulterior condamnați la ani grei de închisoare. Ei sunt acuzați de regimul Erdogan că ar face parte din gruparea islamistă condusă de Fulah Gülen, care ar fi încercat o lovitură de stat în Turcia. Recent, soția unuia dintre profesori a protestat în fața președinției pentru că bărbatul riscă încă un dosar pentru activitate jurnalistică. Atunci, șeful statului a declarat că va discuta subiectul la întâlnirea cu președintele turc. Acum jumătate de an, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că profesorilor le-a fost încălcat dreptul la libertate, siguranță și la viața privată. Astfel, Republica Moldova a fost obligată să achite celor 5 aplicanți câte 25.000 de euro. Platforma DA cere partidelor de dreapta să participe la alegerile prezidențiale cu un candidat comun. Una dintre condiții este ca acesta să fie neafiliat politic. Totuși, la ultimele alegeri din 2016, formațiunea a susținut-o pe Maia Sandu, care însă a pierdut în fața lui Igor Dodon cu o diferență de 4 puncte procentuale. Întrebată recent dacă va candida din nou, lidera PAS a evitat să dea un răspuns. Apelul a fost publicat în această dimineață pe pagina de Facebook a lui Andrei Năstase. Platforma DA susține că forțele de dreapta trebuie să-și consolideze eforturile pentru a identifica și a participa la următoarele alegeri prezidențiale cu un singur candidat comun neafiliat politic. De partea cealaltă, vicepreședintele PAS Igor Grosu consideră că la alegeri trebuie să participe candidatul cu cele mai mari șanse. Partidul Acțiunii Solidaritate susține ideea unui candidat comun, unui candidat care să fie cel mai susținut de către cetățeni, cele mai mari șanse. O să discutăm cu partenerii și alte partide de centru-dreapta și partidul Platforma DA. Toți o să avem un dialog și atunci când vom identifica, vom cădea de acord asupra unei candidaturi, o facem public. În schimb, Partidul Unității Naționale, condus de Octavian Țicu, va participa cu propriul candidat. Vreau să vă spun că această idee este la fel de utopică ca și adunarea unioniștilor într-un colhoz unionist, pentru că Andrei Năstase, în primul rând, și Platforma DA ar trebui să răspundă sincer, să aibă un examen de conștiință, așa, și să ne spună cum l-au adus pe Igor Dodon în ipostaza de om care controlează la ora actuală Republica Moldova. Iar Valeriu Munteanu, liderul Partidului Uniunea Salvați Basarabia, spune că toate deciziile vor fi luate în cadrul unei mișcări politice noi, din care vor face parte 5 partide unioniste. Uniunea Salvați Basarabia cu alte 4 partide este în proces de constituire a mișcării politice Unirea. Și toate deciziile se vor lua în cadrul acestui forum politico-juridic unionist. Democrații, la rândul lor, încă nu se grăbesc să discute acest subiect în condițiile în care alegerile prezidențiale vor avea loc abia la toamnă. Nu s-a discutat, este mult prea devreme. Nu știu dacă este cazul să discutăm ceea ce va fi peste 10 luni. Partidul Socialiștilor, care astăzi s-a întrunit în Consiliul Republican, va avea propriul candidat. Tip mai este. Până pe 8 septembrie, Partidul Socialiștilor de asemenea este un partid democratic, dar nu va face curs invitației partidului Platforma DA. De ce? Va avea candidatul său, cred că. Da, probabil. Da. Sigur. Care de asemenea este apolitică. Alegerile prezidențiale în Republica Moldova au avut loc în toamna anului 2016 și a fost pentru prima dată din anul 2000 când președintele Republicii Moldova a fost ales prin vot direct de cetățeni. Bătălia s-a dat între Igor Dodon și Maia Sandu. În turul 2, câștigător a ieșit candidatul socialiștilor, care a acumulat puțin peste 52%. Fostul judecător Oleg Sternioală, care a interzis experților imobiliari să evalueze casa, îl acuză pe procurorul responsabil de anchetă de răspândirea unor informații mincinoase. Prin intermediul avocatului său, fostul magistrat afirmă că, de fapt, experții urmau să desfășoare o percheziție neautorizată. De partea cealaltă, Roman Stat nu-i respinge acuzația și afirmă că acuzațiile au scopul de a intimida instanța. Într-un comunicat remis astăzi presei, avocatul Alexandru Tabarcea susține că, de fapt, scopul cercetărilor la fața locului nu era evaluarea imobilului, ci urmărea pătrunderea în domiciliu pentru efectuarea unei alte percheziții. Mai mult decât atât, procurorul este acuzat și de minciună și afirmă că nu ar fi vorba de 16 milioane de lei pe care i-ar fi cheltuit familia sa, iar probele ce rezultă contrariul ar fi fost prezentate în cadrul procesului penal. Avocatul susține
susține că Oleg Sternioală pledează nevinovat și consideră că atât procesul penal care i-a fost intentat, cât și învinuirile operate de Procuratura Anticorupție sunt de fapt doar formale, având drept scop real înlăturarea dumnealui din sistemul judecătoresc. În replică, procurorul de caz a refuzat să comenteze aceste acuzații, catalogându-le ca fiind neîntemeiate. Circumstanțele care au fost expuse sunt total neîntemeiate. Or, legiuitorul prevede posibilitatea efectuării acțiunilor de urmărire penală, pe de o parte, cu autorizarea judecătorului de instrucție, cât și în cazul în care sunt careva circunstanțe care nu suferă amânare sau când sunt careva circunstanțe care generează cazuri urgente sau există posibilitatea prejudicierii acumulării probelor, există posibilitatea ca procurorul să dispună prin ordonanță efectuarea acțiunilor de urmărire penală. Fapt ce s-a întâmplat. Amintim că fostul judecător de la Curtea Supremă de Justiție, Oleg Sternioală, a interzis accesul oamenilor legii în casa sa, ce urma să fie evaluată de experții imobiliari, în urma unei ordonanțe emise de Procuratura Anticorupție, care administrează un dosar penal pornit pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari. Viorel Morari ar fi ajuns în celula în care a stat cândva și Gheorghe Petic, în timp ce fusese condamnat pentru viol. În cameră ar fi șobolan și păduchi, afirmă fostul polițist de frontieră într-o postare făcută pe Facebook. Ca să fie mai convingător, el a menționat că și numărul celulii, 128. De partea cealaltă, avocatul său a confirmat că Morari stă în această celulă, dar spune că clientul său nu i s-a plâns pe condițiile. Între timp, Administrația Națională a Penitenciarilor susține că imediat ce a ajuns după gratii, fostul șef al Procuraturii Anticorupție a primit lenjerie, pat, scaun și alte obiecte necesare în detenție. Sincer, am discutat cu el pe aspecte de procedură, pe aspecte procedurale pe dosar. Nu am discutat despre condițiile în care el este acum, se află acum. Nu am consultat nici presa. Eu nu cunosc în general ce a spus domnul Petic. Din câte îmi era scris pe permisiunea de întrevedere, da, 128, penitenciarul numărul 13. Numărul coincide cu cel scris astăzi de Gheorghe Petic într-o postare pe Facebook. Fostul polițist de frontieră a stat tot în această cameră, acuzat de viol. Acesta afirmă că în celulă condițiile sunt jalnice, cu șobolani și păduchi. Însă responsabilii de la Administrația Națională a Penitenciarilor îl contrazic. Deținutul Morari a fost plasat într-o celulă care corespunde tuturor exigențelor stabilite față de asemenea spații. Spațiile în penitenciarul numărul 13 sistematic se igienizează, iar la intrarea în instituția penitenciară, deținutului a fost asigurat toate cele necesare, pat, masă, scaun, lenjerie și veselă. Decizia de a-l plasa pe Viorel Morari în penitenciarul 13 aparține procurorilor, susține avocatul acestuia. Și asta pentru că judecătorii i-au lăsat pe acuzatori să aleagă locul detenției. Este viața lui pusă în pericol sau nu? Deci, da, dumneavoastră, cunoașteți în ce celulă stă, cu cine și așa mai departe? Doamna Natalia, este o chestie foarte interesantă. Și judecătorul era obligat în mandatul de arestare să indice direct instituția penitenciară unde domnul Morari trebuia să fie plasat. Judecătorul de instrucții nu a făcut aceasta, s-a lăsat-o la discreția procurorilor. Deci procurorii au fost cei care au decis în care instituții penitenciară e plasat domnul Morari. Procurorii au fost cei care au decis. N-are procurorul nimic treaba să și bască. Am înțeles. Doamna Natalia, eu repet încă o dată. În încheierea judecătorului de instrucție și în mandatul de arestare, judecătorul de instrucție nu a indicat instituția penitenciară în loc de fie detenut, conform legii. Nu am reușit să obținem o reacție de la procurorul care instrumentează dosarul lui Viorel Morari. Astăzi, fostul șef al Procuraturii Anticorupție a depus două plângeri penale privind deținerea ilegală în arest și comiterea mai multor abuzuri în dosarul în care are statut de învinuit. Acesta se plânge că a fost ținut ilegal în arest peste două ore după expirarea termenului prevăzut de Constituție, iar Viorel Morari a primit mandat de arestare pe un termen de 20 de zile. Procurorul este bănuit că în martie 2017 a primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe care a înregistrat-o contrar cerințelor legale, pornind un proces penal și ulterior urmărire penală. Acesta susține că dosarul în care este vizat este unul politic și făcut la comanda lui Dodon și Stoianoglo, lucru negat de cei doi.
Ce peste 400 de judecători din țară se vor convoca în martie în cadrul unei ședințe ordinare pentru a audia raportul de activitate al instanțelor. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii. Totul vine după ce în septembrie peste 200 de judecători au obținut prin judecată dreptul ca să convoace adunarea generală. Atunci, aceștia i-au demis pe cei 6 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii aleși din rândurile magistraților. În octombrie urma să se adune din nou ca să aleagă noi membri, însă a fost lipsă de quorum. Chiar și așa, membrii Consiliului, dar și autoritățile de atunci, nu au recunoscut legalitatea acestor adunări. La scurt timp, guvernul Sandu a căzut, iar ministrul al Justiției a devenit Fadei Nagacevski. Întreaga țară a fost cutremurată de vestea morții interpretului Ștefan Petrachi. Maestru s-a stins din viață noaptea trecută după o luptă îndelungată cu o boală necruțătoare. Ștefan Petrachi avea 70 de ani. El va fi mormântat joi la cimitirul central din strada armenească. Lumea muzicii din Republica Moldova este în doliu, iar noaptea, cu puțin timp înainte de miezul nopții, s-a stins din viața artistul emerit Ștefan Petrache. Anunțul despre decesul interpretului a fost făcut aseară de fiica sa, Ștefanie, pe pagina ei de Facebook. Mai mulți artiști și persoane publice care i-au fost alături pe parcursul vieții și-au exprimat regretul față de pierdere. E o mare pierdere. El era și un ca profesor foarte și foarte util ar fi fost pentru tinerii artiști de stradă, dar și ca actor de film. El avea un potențial foarte și foarte mare, puternic, era foarte organic. Acum 11 ani, Ștefan Petrache a fost diagnosticat cu diabet zaharat. Ultimii ani au fost o adevărată luptă pentru supraviețuire. Artistul risca să-și piardă un picior din cauza bolii nemiloase. Era demoralizat și răpus de probleme financiare. Chiar și așa, a luptat pentru a-și păstra echilibrul. Avea o familie mare și iubitoare. În ultimul timp, în ultimii ani, nu sunt niște mișcări așa cu amplitudă mare, nici în dispoziții, nici în treburi, adică curge cam ca pârâul toamna. Iubirea mea, tu nu pleca. Printre ultimele producții în care a apărut artistul a fost videoclipul la hitul De-aș avea, reinterpretat de Cătălin Josan acum 4 ani. Piesa a revenit în atenția publicului și a fost un omagiu adus autorului muzicii, compozitorului Anatol Chiriac și interpretului Ștefan Petrache. Artistul emerit s-a născut la 8 mai 1949 în satul Vânător din raionul Nisporeni. A fost vocalistul formației Noroc, Orizont, Contemporanul și Plai. Timp de 2 ani a activat ca solist în formația filarmonicii de stat din Chișinău. Voi reveni. În 1986, Ștefan Petrache devine artist emerit. A înregistrat multe piese muzicale populare în Republica Moldova, cum ar fi Eu vin, Adevăruri și Dacă ramuri bat în geam sau În august. Melodiile au rezistat în timp, fiind șlagăre pentru generații. Au nu cumva de aceea câteodată se stinge glasul când privim în zăr. La ra ra ra. Continuăm cu alte știri. În perioada concediilor de iarnă, aglomerate sunt și hotelurile pentru animale. Aici sunt aduși 4 pezii care nu au cu cine să fie lăsați cât stăpânii lor pleacă în țări străine. Condițiile de care au parte clienții cu lăbuțe sunt similare cu cele din hotelurile adevărate. Pot admira priveliști idilice și să se bucure de un meniu cu produse pur ecologice. Acest hotel este amplasat aproape de intrarea în capitală și are o priveliște pitorească spre oraș. Aceasta este admirată de mai multe animale lăsate de stăpâni, mai ales în perioada concediilor. Ca să nu ducă lipsă de nimic, aici lucrează 3 angajați care în fiecare zi au grijă să facă curat în camere, să-i plimbe de cel puțin 3 ori și să-i hrănească doar cu produse certificate bio. 4 pezii au chiar și propriul bucătar. Nu, значит, ei individual le gătoviță, pentru că unii săbac este alergie în определен vid mesă. Да, вы сами уже готовите каждый день каши на том мясе, от которого они не имеют аллергии.
perioada sărbătorilor de iarnă, lista rezervărilor este plină, iar fiecare animal beneficiază de o abordare individuală, începând cu meniul și terminând cu jucăriile preferate. Каждой собаке индивидуальный подход, чтобы ее не стрессировать. У нас приводили собак с сахарным диабетом, и нам приходилось им ставить каждый день инсулин. Și-a dus odrasla la pensiune și Valeria. Tânăra a mers pentru 3 zile la munte, așa că nu a avut cu cine lăsa acasă. Здесь собаку держат на улице, то, что для нашей породы лучше, чем в помещении. И он уже даже привык к этому, ему больше нравится тусоваться с другими собаками. Hotelul poate deveni gazdă temporară pentru orice tip de animal, fie păsări, reptile sau rozătoare. Totuși, cel mai des, oaspeți devin câinii sau pisicile, iar fiecare are căsuța proprie. Cum te simți aici la hotel? В строении клеток мы использовали абсолютно экологичный материал, потому что все краски, лаки, которые здесь использованы, они абсолютно экологичны. Да, у них свои домики, своя ногтеточка, свои тарелочки, игрушки. Prețul unei nopți pentru o pisică fără hrană pornește de la 90 de lei, iar pentru câini poate ajunge la 200 în funcție de mărimea patrupedului. Aici pot fi cazate până la 20 de animale, care neapărat trebuie să fie vaccinate din timp. Pe lângă acest hotel, în raza municipiului sunt și alte pensiuni care oferă astfel de servicii. Vestitorii primăverii au înflorit în plină iarnă nule curți din Bălți. Aceștia bucură deja ochiul gospodarilor. Cum explică acest fenomen specialiștii în domeniu, aflați în curând, avem și alte știri interesante, rămâneți cu noi! Revenit recent dintr-o vacanță la munte, Igor Dodon refuză să spună unde mai exact s-a odihnit. A trecut sub tăcere și costul distracțiilor. În schimb, le-a răspuns jurnaliștilor cu un zâmbet. Cât a costat călătoria la munte? Suficient pentru ca să-mi permit din salariul meu. Alte întrebări? Cât anume? Da. Unde anume ați fost? Eu m-am învățat să schiez ultimii 10-15 ani. Am început la Vatra Dornei, apropo. Igor Dodon ar fi mers la munte cu soția, copiii și cu mama sa, așa cum se aude în înregistrarea video publicată de șeful statului. Iar conform normelor, președintele trebuie să beneficieze și de pază. Am contactat câteva agenții de turism ca să aflăm cât costă ofertele la munte în această perioadă. Unul dintre operatori ne-a spus că cel mai probabil familia prezidențială s-a odihnit într-o stațiune montană din Austria. Pentru 6 persoane, o vacanță la munte începe de la 8.000 de euro, în timp ce salariul lunar al șefului statului este de aproximativ 16.000 de lei lunar. Pentru pasiunea pentru schiat, președintele s-a lăudat și în 2017, când a mers tot cu familia la Sochi. Un automobil de marcă Jaguar, ce urma să intre în Republica Moldova, a fost oprit de polițiștii români după ce au depistat că SUV-ul era căutat în Italia. Mașina era condusă de un cetățean italian în vârstă de 47 de ani. Bărbatul a declarat că a închiriat autoturismul de la o firmă din Italia și că nu ar fi știut despre faptul că era căutat. Potrivit Poliției de Frontieră Română, automobilul fabricat în 2019 figurează în baza de date ca fiind căutat pentru confiscare. Mașina a fost evaluată la 42.000 de euro. Acum el se află pe teritoriul Vamei, iar italianul este suspectat de furt. Incendiile din Australia ne privesc și pe noi. Fumul provenit în urma arderilor masive de vegetație va traversa în curând tot pământul. Anunțul a fost făcut de Agenția Spațială NASA, care menționează că urmele incendiului s-au văzut pe cerul Americii de Sud, în jurul Revelionului, iar până pe 8 ianuarie fumul a traversat jumătate din suprafața planetei.
Focul a mistuit peste 6 hectare de vegetație în ultimele 4 luni în zona de est a Australiei. Orașele mari, inclusiv Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, s-au confruntat cu niveluri periculoase de fum în aerul pe care cetățenii îl inspiră. În tot acest timp, fumul a fost împins deasupra Pacificului. A avut de suferit și Noua Zeelandă. Fumul incendiilor a scăzut semnificativ calitatea aerului și a întunecat vârfurile munților. Potrivit experților de la NASA, incendiile au fost atât de mari încât au produs un număr neobișnuit de mare de furtuni generate de foc. Fumul a ajuns în stratosferă până la aproape 18 km altitudine. Fenomenul ar putea afecta condițiile atmosferice globale. În prezent, Agenția Spațială studiază efectele fumului la această altitudine, care ar putea să cauzeze o răcire sau încălzire a atmosferei. Incendiile din Australia au provocat decesul a cel puțin 28 de persoane și au distrus peste 2000 de case. Au avut de suferit și animalele din regiune. Specialiștii estimează că aproximativ 500 de miliarde de exemplare au pierit în urma fenomenului devastator. Cuplul Melania și Donald Trump a ajuns în mijlocul unei noi situații stânjenitoare în timpul unei ceremonii sportive de la New Orleans. Melania a refuzat să fie ținută de mână de șeful de la Casa Albă. Secvența video a fost intens comentată în mediul online. Nu este pentru prima dată când cei doi sunt surprinși în situații de acest fel. Acum 3 ani, la Roma, Melania a evitat să-i dea mâna lui Trump făcându-se că își aranjează părul. Cei doi sunt căsătoriți din 2005 și au împreună un băiat de 13 ani. Au înflorit ghioceii în nordul țării. Gospodarii nu mai sunt uimiți de fenomenul care devine o normalitate de la un an la altul. Specialiștii spun că, în asemenea condiții, florile vor apărea din nou doar la anul viitor, fără a fi afectați de potențiale înghețuri. Mai dificilă situația ar fi pentru pomii fructiferi, care se trezesc la viață în această perioadă. Oamenii ar trebui să protejeze livezele pentru a salva roada din acest an. Angela Parasca din Bălți a descoperit plantele înflorite acum câteva zile după ce stratul subțire de zăpadă s-a topit sub razele calde ale soarelui de ianuarie. Evenimentul a surprins-o pe femeie, chiar dacă anul trecut plantele au răsărit tot în luna ianuarie. Da, am trecut tot așa de grabă, fiindcă tot a fost cald. Tot prin luna asta a fost cald. Dar mai la sfârșitul lunii, dar acum am rămas și noi surprinși de așa minuni. Când eram noi copii, pe vremea asta îndăm cu sanie. Dar acum e că uitați-vă ghioceii. Amintirea iernilor de altă dată este ceea ce a rămas și în memoria bătrânilor. Nici vorbă de troiene și ger când la mijloc e încălzirea globală. Da, eu tot am și înfloriți, dar ce să facem dacă așa e priroada vine. În Grecia ninji, de la noi e cald. Specialiștii spun că fenomenul a apărut din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă. Dacă mercurul din termometre rămâne la cel puțin plus 5 grade Celsius o perioadă mai lungă, plantele se trezesc la viață. Este valabil și în cazul pomelor fructiferi. Fermierii trebuie cumva ca să pregătească. Ei știu că prin jurul plantat, în jurul verde, sunt fumigante sau ei mai aprind resturile acestea ca să măcar fi decât să salveze și ceva ca să nu aibă pierdere. Ghioceii sunt plantele incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Perioada obișnuită de înflorire este sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Un autobuz a fost înghițit de o groapă din asfalt. Nu este o secvență de film, ci o întâmplare adevărată surprinsă în China. Mai mulți pasageri au fost triviți de fiar, iar alții au fost dați dispăruți. Incidentul tragic s-a produs ieri seară, iar imaginile au fost transmise la televiziunea de stat. Imaginele uluitoare au fost surprinse de martori. Pe internet au apărut mai multe filmulețe care arată cum autobuzul vine în stație, oamenii urcă în interior, iar la un moment dat vehiculul se prăbușește într-o groapă uriașă apărută în asfalt. Oamenii se îmbulzesc, unii reușesc să scape, iar alții ajung în capcană. Potrivit presiei locale, 13 oameni au suferit traume, iar alte 2 persoane au fost date dispărute. Incidentul s-a produs în apropierea unui spital. La fața locului au intervenit echipajele de salvare. Ia-ți-l. 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 Ia
și am început de mașină. Apariția craterelor imense în asfalt nu este o raritate în China. Fenomenul este pus adesea pe seama lucrărilor rapide de construcție ale autorităților. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri, Mariana Rață vă așteaptă la Cutia Neagră. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!